Ispita care nu renunță în fața declarațiilor vehemente ale celei mai precaute femei trecută vreodată prin Minitel. Să știi că eu, cel puțin în Thailand, aici, n-am să fac nimic. Nici măcar un sărut. Găsește soluția pentru a lupta cu temerile Marinelei. Sunt extrem de mult la imaginea mea. Fie că se dă la televizor, fie că și pe stradă, și oriunde, și orice chestie. Deci eu țin foarte mult la imaginea mea, știi? Și încerc să fac cât mai ok. Așa. Par, știi? Nu înseamnă că... Sunt curios ce parte ok de asta. Ce crezi că par vreo sfântă sau ce? Dar nu vreau să par o sfântă, înțelegi? Chiar nu vreau să par o sfântă. Nici nu sunt și nici. Așa, dar dacă nu vrei să par o sfântă pentru că nimeni nu e sfânt pe pământ ăsta, ce vrei tu să par? Cine? Am vrut să zic cine sunt, dar nu e așa. Nu știu cum să te explic. Am vrut să zic cine sunt, dar nu e așa, știi? Pentru că am reținere, într-adevăr, chiar am reținere. O strategie veche prin care ispita închide aparent la valiera pentru a avea intimitate îi oferă lui Mari siguranța de a vorbi deschis și îi garantează complicitatea ispitei în păstrarea imaginii ei intacte. Da, și să fiu îndrăgostită, nu mă duc direct și mă f***, știi? Am vorbit ceva aici de sex. Nu, dar se poate ajunge la chestii din astea. Da, deci te va lua cineva și te va băga forța în zorul tot și... Să că nu m-a lăsat nimeni să-i zorul pe aici când ai ți-ar face. Da? Și când restul fetelor au plecat la ceremonia focului... Bună seara, ce faceți? Venim de la petrecere. Bănuiesc că vă dați seama de ce v-am chemat. Mari și Cristi, rămași singuri în Minitel, s-au retras în întuneric. Aici e întuneric. E lumină aici, nu? Acolo unde Mari se simte în siguranță față de telespectatori. Mi-e cam frică. Ce spui? Mi-e cam frică. Dar foarte vulnerabilă în fața bărbatului pentru care inima îi galopează. Și Cristi obține primul sărut cu o fată din cuplu. Dar și cea mai importantă dintre declarații. Chiar nu cred că mai este nimic ce o leagă de Iulian, pentru că... Chiar mai devreme, când stăteam la masă, ea tocmai ce mi-a făcut o declarație. Destul de pe față și de clară. Când sunt îndrăgostită și mă uit la persoana respectivă, nu? În care sunt îndrăgostită și mănânc, te dă poftă din care. Când ești îndrăgostită, dar cu american. Da, de unde știi tu? Poftiu? De unde știi tu? Ne spun, te-ai bătut cu unii pe până acum, că e altfel treaba. Ce știi tu? Abar mai. Deci... De asta cred eu că Iulian este cea mai mică problemă în momentul ăsta.